Ce s-a întâmplat? Ce lucrăm aici la asta? Alții mai transmitori? Că 0 mai mic egal decât 2x minus 3. Ne-am zis că 0 mai mic egal decât partea întreagă din cât 2x minus 3 pe 2 sau 2x minus 3 pe 2? Faptul că partea asta întreagă face 0 înseamnă că ea expresia de întrebare e cuprins 0 și 1. Și acum facem că partea întreagă din 2x minus 3 pe 2. Dar nu, lucrăm de aia. Și pe asta atâta. O lucrăm pe asta. Altul mai aceeași mică. Da. Să vedem că 0 mai mic egal ca 2x minus 3. Miruna, ca să, să ne înțelegem, tu tot tragi ca să explicită. Da. Ei, explicitarea înseamnă așa, partea întreagă are 2x minus 3 pe 2 e mai mic egal decât 2x minus 3 pe 2, care e mai mic decât 2x. Partea întreagă are 2x minus 3 pe 2. Și nu avea rost să pierd timpul, că asta este 0 și m-a dus la aia. Și acum aducem acel viitor și 0 mai mic egal decât 2x minus 3 mai mic 2x ca 2. Minus 3, așa, mai mic egal decât 2. Și acum plus 3. Dar mai mic. Da, e mai mic, da. Și acum plus 3 și am venit că 3 mai mic egal decât 2x mai mic decât 5. Mai mic decât 5. Și acum împărțim la 2 și să avem că 3 pe 2 mai mic egal ca x mai mic ca 5. Mai mic ca 5 pe 2. Da, 2. 5 pe 2. Și acum... X-i cuprinsă. Dar mai scriem că acum ce fac cu K? Unde e, aici vreau să te văd. Aici ce fac cu K nu mai știi. Exact. A pierdut. Vezi? Aici era ecuația, da? Da. O lăsăm cu K. Ea a fost fructificată asta că e un întreg și este egal cu 0 din cauza modului. Da. Aici este X minus 2 pe 3 egal cu un K. Da. Deci, la x minus 2 pe 3, insistăm să vedem, vezi că partea fracțională a lui x minus 2 pe 3 a fost egal cu 0. Egal cu 0. Asta am fructificat-o acum și din prelucarea relației de aici cu partea întreagă, am găsit că x este aici, în zona asta. Da? Ei, acum x minus 1 pe 3, faptul că face partea sa fracționară 0, el înseamnă că este un întreg. 1, 2, 3, 4, da? Pentru că partea fracționară este 0. Și atunci de acolo x aparține lui 0. Deci, jos, x acolo. Minus 2. Deci de asta este echivalent cu x minus 2 pe 3 aparține egal. Lui 0. Da, aparține lui 0. Și atunci x... Luăm egal cu un k. Egal cu un k, că aparține lui 0. Și x minus 2 pe 3 egal cu k, deci 3k egal cu x minus 2. X egal cu 3K pe 2. K egal cu... X-ul. X-ul scoți din aia. Din X minus 2 pe 3 egal cu K. X-ul scoți. Deci X îți dă... Deci după ce am făcut notația, X minus 2 pe 3, pe 3 egal cu K, reiese că X egal cu 3K pe 2. Și înlocuim aici. K. 3K se scrie. 3K. Și înlocuim acum. Și vine... 3 pe 2... 3 pe 2. Mai mic egal decât 3K pe 2. 3K pe 2, așa. Mai mic ca 5 pe 2. Mai mic decât 5 pe 2. Și 2 iau peste tot. Deci vine 3. Mai mic egal decât 3K. Mai mic decât 5. Împărțim totul prin 3. Și apare că 1. Mai mic egal decât K. Mai mic decât 5 pe 3. Și atunci, cum K aparține lui Z, K egal cu 1 și 1. K egal cu 1. Deci rezultă K egal cu 1. Și cu K egal cu 1 ne întoarcem și găsim X-ul. Care este? Aici avea. X egal cu 3K pe 2. X egal cu 5. Cum? K egal cu 1, dar... 3. A, 3 pe 2. Da. Deci soluția ecuației și este care am avut-o mai sus, aici, rezultă X egal cu... 3 pe 2. 3 pe 2. Singura să trecem un pic, să depășim numai partea întreagă, partea întreagă. Hai să lucrăm și altceva. Să lucrăm la inducție. Hai. Am o întrebare. De ce am scos asta capa din partea fracțională? Hai să-i gândim. Eu am șters. Au el. Da, el mă ajută și... Da. Deci noi am văzut partea întreagă a cui?
fac dreapta din 2x minus 3 pe 2 egal cu 3 4... minus 3 pe 2 egal cu 4 fracțional din x minus 2 pe 3. X minus 2 pe 3. Ți-e clar, prelucrând de aici, asta prelucrată, îi aduce x aparține intervalul, nu? Deci de aici se rezultă că x aparține, se găsește așa într-un interval. E mie. Acum, nu-i soluția aici, asta. Pentru că noi știm că asta, partea fracțională, din nevoie egalității este trebuie să fie 0. Dar faptul că partea fracțională cuiva, unei expresii este 0, înseamnă că expresia aceea este un număr întreg. Din motivul ăsta, zic, că x minus 2 pe 3 e egal cu un k. Fiindcă partea sa fracțională este 0. Păi hai. X minus 2 pe 3, ca să fie partea fracțională egal cu 0, poate fi 1? Cum? Poate fi 1? Poate să fie 1? X minus 2 pe 3 poate să fie 1? Nu. Este păi 0. De ce? De ce? Că partea fracțională este 0. Da. Poate să fie 2? Nu, e 0. Da. Poate. Poate. Păi poate da. Să fie x minus 2 pe 3. 1. 0 e bun. Dar și 1 e bun. Și 2 e bun. Și 2 e bun. Păi 2,00 se poate scrie, nu? A. Partea decimală e 0,0. Când noi vorbim de partea asta, tu ți-a rămas mintea blocată la partea întreagă. Da, nu, de la decimală. Așa. Dar noi vorbim de partea fracțională acum. Partea fracțională știu că trebuie să fie egal cu 0 din cauza egalității acestea. Da. A, și x minus 2 pe 3 poate să fie 2 sau ceva. Sau 1 sau 5 sau 7. Adică x minus 2 pe 3 este un k. Da. Ăsta e motiv pentru care notez pe x minus 2 pe 3 egal cu un k, da? Mă gândeam în contrar la partea fracțională și nu înțelegeam. Da, dar era blocat de chestia asta. Da. X minus 2 pe 3 egal cu un k, cu k? Din 0. Din 0. Și atunci, de aici scoatem pe x, ca expresie 3k. Nu. 3K plus 2. Da, și noi am scris acolo 3K pe 2. Nu mai contează, dar e greșit pentru cei care urmăresc. 3K plus 2. Așa trebuia. 3K plus 2. Da. Și atunci ne întoarcem aici. Da, și calculez acolo. Da. Și calul acum știi că e din 10 și tu ai libertatea să ai șansa să găsești valorile lui K. Da. Da. Deci asta e motivul pentru care te întoarcești. Deci egalitatea asta, datorită faptului că în partea dreaptă este singur întreg 0 și egalitatea asta obligă ca 2x minus 3, 2x minus 3 pe 2 partea întreagă să facă 0 din faptul că am cu parte fracțională. Lucrata asta din expresarea părții întregi te duce la x într-un mai mult interval. Aici te întorci și notezi cu K. Și vici ca K din Z. Da. Și pe aceea îl găsești și, X și pe aceea iar te bagi aici cu 3 X. 3K găsești pe K. Găsești pe K și te întorci și pe aceea te întorci aici și găsești soluția. Da. Ai înțeles, Briza? Hai să lucrăm cu aia intuții puțin. La 2, minus 2 la 2. Deci arătat pentru orice numărătura e mai mare egal ca 1, ca o loc egalității. 1 la 2. 1 la 2, minus 2 la 2. Plus 3 la 2 minus 4. 1 la 2 minus 2 la 2 plus 3 la 2? Da. Minus 4 la 2 plus 1 la 2. Da, de plus minus 1 la puterea e minus 1. Minus 1 la e minus 1. Ori n la 2. Egal cu minus 1 la puterea e plus 1. Ori n pe lângă n plus 1 pe 2. Și n plus 1 pe 2. Păi avem așa, 1. Pasul 1 o verificăm. Da. P de 1 o să fie egal cu 1 la 2. L-ai făcut pe n egal cu 1, da? Da. O să fie P de 1, 1 la 2 o să fie egal cu minus 1 la puterea 1 plus 1 ori 1 pe lângă 1 plus 1 supra 2. Asta duce cu asta. Și e adevărată. 1 egal cu 1. Da. Acum etapa a doua. E n egal cu 2. Hai să mai vedem un pic. Trebuie să furăm modul în care lucrează ieșiți, nu dat o singură valoare.
Pata de verificat ne ajută să vedem inducția. B egal cu 2. Așa. Eu duc 1 la 2 minus 3 la 2. 1 la 2 minus... 2 la 2. 2 la 2. Egal cu minus 1 la puterea 2 plus 1. Ori 2 pe lângă 2 plus 1 spre 2. La 2. A la 2 este, nu? Da, 1 plus 1. Da. Nu, e 2 plus 1. 3. 2 plus 1. Păi nu la puterea... Ba da, dar trebuia să fie 2 plus 1 ca să nu știu. Nu mai credeți. Pe lângă ori 2 pe lângă... Ori 2, ori 3 pe 2. Pe 2. 2 cu 2 se duce? Da. Să avem că 1 minus 4 minus 3 egal cu minus 1 ori 3 minus 3. E adevărat. Adevărat. Hai să trecem la partea a doua de mâncare. Așa, PDK este... Presupune... P de K. Adevărat. Adevărat. Și poți scrie. 1 la 2, minus 2 la 2, plus 3 la 2, minus 4 la 2, plus puncte, puncte, plus minus 1 la puterea K minus 1, ori K la 2, egal cu minus 1 la K plus 1, ori K pe lângă K plus 1, supra 2. K? Pe lângă K plus 1, supra 2. Acum, P de K îl implică pe P de K plus 1. Deci, vom arăta... Nu, acum, PDK îl implică PDK plus 1. Da. Și acum scriem cum arată PDK plus 1. Bine, dar e mecanic, da? Hai să știm. Deci, PDK plus 1. Deci, PDK îl implică PDK plus 1. Da. Și acum facem cum arată PDK plus 1. Aha. E 1 la 2, minus 2 la 2, plus 3 la 2, minus 4 la 2, plus puncte, puncte, plus... minus 1 la puterea K plus 1 minus 1 ori K plus 1 la a doua. Minus 1 la? K plus 1 minus 1. Deci am zis K plus 1 minus 1. Așa. Plus K la puterea K. Ori K plus 1 la a doua egal cu minus 1 la puterea K minus 1 plus 1 la puterea K ori K minus 1 la puterea cât? K. Pentru că e K, minus 1, la puterea K plus 2. K plus 2? Da. Ori K plus 1 pe lângă K plus 2 pe 2. Da. Bun. Acum, de la 1 până la 1 minus... Înainte de minus 1 supra K plus 1. Deci putem 1. Să scriem aici în fața. Așa. Așa. Deci este minus 1 supra K ori... Minus 1, ăla din față. Oricum. Minus 1 la puterea K, minus 1. Minus 1 la puterea K, păi, plus 1. Păi de ce? Uite... De cum arăta pe de K? Pe eu de înțeleg că mai înainte a fost... Da, era plus 1 acolo. Deci era minus 1 la puterea K plus 1. Aici? Da. Nu, e minus 1, nu uit între... Deci, aici bine, aveți plătă, da. K minus 1 ori K la 2. Ori K plătat. Hai să scriem, s-a văzut. Minus... Toată aia e PDK. Toată asta așa. E PDK. E PDK. Deci PDK plus 1 arată în felul ăsta. PDK plus minus 1 la puterea K ori K. E PDK pe care nu știm cât este. E adevărat, dar la un moment dat știm PDK. Bine, PDK. Plus minus 1 la puterea K ori K plus 1 la a doua. Egal cu minus 1 la puterea K plus 2 ori K plus 1 pe lângă K plus 2, totul pe 2. Și PDK este, PDK este egal cu minus 1. E cel de mai sus. La puterea K plus 1 ori K pe lângă K plus 1 pe 2 plus, acum scriem pătrunele, plus minus 1 la puterea K plus K plus 1 la a doua și egal cu minus 1 la puterea K plus 2. Minus 1 la K plus 2 trebuie să adunăm pe lângă K plus 1 la pătrat. Deci minus 1 la puterea K plus 1 ori K pe lângă K plus 1 pe 2 plus minus 1 la puterea K ori K plus 1 trebuia să spună minus 1 la puterea K plus 1 la pătrat. Pe unul s-a adăugat asta, Miruna. Minus 1 la K pe lângă K plus 1 la pătrat. Păi da. Plus minus 1 la K plus K plus 1 la pătrat. Ori K plus 1 la pătrat. Așa, egal cu? Egal cu minus 1 la puterea K plus 2 ori K plus 1 pe lângă K plus 2 pe 2.
Bun. Și acum. Ducem... Și scoate fac 1. E 2 peste tot, da? Nu. Aici putem aplica cu un 2. Și ea devine așa. Facem la același mitor tot. Da. Devine minus 1. Minus 1 la puterea K plus 1. Ori K pe lângă K plus 1. Da. Plus 2 ori minus 1 la puterea K ori K plus 1 la a doua. Egal cu minus 1 la puterea K plus 2 ori K plus 1 ori K plus 2. Acum putem... Să vedem dacă asta e adevărat. Dăm faptul că mod din prima chestie K plus 1. Deci putem împărți prin... Putem da chiar minus 1 la puterea K pe lângă K plus 1. Asta, deci împărțim totul prin minus 1. Ah, ok. Dar să mai scriu minus 1 la puterea K. Ori K plus 1. K plus 1. Și o să avem minus 1 ori K. Minus 1 ori K. Adică minus K. Așa, plus 2 ori minus 1 la puterea K ori K plus 1. Minus 1 la K l-am scos. Minus 1 la K l-am scos. A, minus 1 la K l-am scos. Plus 2 K plus 1. Plus 2 prinde K plus 1. 2 K plus 2. Să fie. Egal cu? Cu minus 1, aici... Aici ce mai faci? A, am împărțit. Bun. Egal cu 1. 1 la a doua. Minus 1 la a doua face 1. Plus 1. Pentru că K plus 2. Adică K plus 2? Adică K plus 2. Și avem așa, minus K plus 2, K plus 2 egal adică cu K plus 2 egal cu K plus 2 adevărat. O secundă. K plus 2 egal cu K plus 2 adevăratul de domnul. Următoarea. Miruna, eu n-am înțeles nimic. Eu da. Eu da? Să spun un lucru. Mi-am spus că... Ai complet mecanic inducția. Deci n-ai nicio legătură cu ce se întâmplă. Azi da. Etape, asta e etape. Niște etape pur și simplu acolo îi fac că pe gram plus 1. Gata, termină. Da. Adevărat, domnule. Știi ce se întâmplă? N-a rămas cu nimic din inducție. Da. N-ai fenomenul înăuntru. Inducția... Păi, am fenomenul. Ce înseamnă inducția? Avem un PDK care e adevărată, ca un pas pe care l-am verificat. Mai că PDK îl implică pe PDK plus 1. Ce e adică pe PDK plus 1? Teorie. Păi nu. Mi-a tăiat tot elanul. Păi l-am tăiat... PDK e verificat. Nu? Trebuie să... Nu? Cum le-ai învățat? Înseamnă că PDK plus 1 trebuie să... E pasul motor. Da, e pasul motor. Dacă și pasul motor e bun, înseamnă că pasul și tot curge. Așa, asta e. Păi aici e miezul problemei, dacă nu intrăm acolo. Păi eu înțeleg ce înseamnă PDK implică PDK plus 1. Mă zi mea voastră, deci PDK am lăsat un pas și am demonstrat. Și acum ne vreau să vedem dacă și pasul motorului bun. Și am demonstrat că și pasul motorului bun. Și atunci iară, luăm, e un fel de while ca la informatică. Și atunci... Bă, și atunci iară, PDK implică PDK plus 1. Am înțeles cum curge acolo. Da. Deci asta vreau să vă fie foarte clar, că altfel acest mecanism nu, și e atât de important inducția. Veți vedea, în foarte multe situații, trebuie să pleci la inducție. Deci inducția este foarte mai bună. Înseamnă așa. Cine va spune? Ce va spune? Știai tu că asta e adevărată? Nu. Este o afirmație care depinde de ea. Deci este un predicat, se cheamă. Dacă îți fac un pic de logică matematică, se cheamă un predicat. Adică este o afirmație, hai să spunem, care depinde din el și despre care tu n-ai auzit. Nu știi dacă e bună sau e proastă. Dar spui tu așa, am eu o tehnică la mine, pusă la punct, în care am să constat dacă e bună sau e falsă. Și spui, pentru început, neștiind eu nimic despre ea, am să încerc să-i dau niște valori particulare, cât vreți să spuneți că e adevărată pentru orice e. Da? Adevărată pentru orice e natural. Deci nu așa pentru un N fixat, ci pentru orice N să fie adevărat. Dar ca să mă convinc, am să aplic tehnica mea, metoda inducției,
Și care înseamnă așa, mai întâi, în etapa întâi, verific. Tatăl, cum a fost aici? Tatăl, să fie o prostie, să fie o tâmpenie. Exact. Dar tu îmi bat capul cu așa ceva și să fie o tâmpenie. Nu, nu vreau. Și după ce am verificat, dar este extraordinar, în timpul verificării, să constate și cam cum se trece la un pas la altul. Pentru că nu știi exact cum se va curge partea a doua, care e cea mai importantă, demonstrația. Dar tu sesizezi tehnica și modul în care te strecori de la pasul K la K plus 1, când ai trecut la 2, la 3, la 3, la 4, mai concret. Dacă eu îți cer să facem suma 1 supra 1 ori 2, plus 1 supra 2 ori 3, plus 1 supra 3 ori 4, plus și mai departe, plus 1 supra n pe lângă n plus 1, tocmai am despre 4, și faci n supra n plus 1, și vrei să aplici inducția, tu spui așa, voi verifica pentru niște cazuri particulare. 2 minus 1 supra 1. Primul, când nu e egal cu 1, 1 supra 1 ori 2. Dar de ce? Pentru că noi, devinând 1, 1 supra 1 plus 1, 2. 1 ori 2. Adică ultima fracție e chiar prima. Pentru n egal cu 2, înseamnă, locuind în cu 2, 1 supra 2 ori 3. Și atunci se oprește suma aici. Corect. Da. Să oprești suma aici pentru egal. Și pe asta, dacă putem să nu facem prin inducție? Păi nu, dacă ți-o cere. Eu pot să-ți fac așa. Calculează suma S și nu-ți dau răspunsul. Calculează suma asta și tu o faci prin șmecheria ta, da, și tu nu spune, demonstrează-o prin inducție. Și când zici demonstrează-o prin inducție? Adică trebuie să aplici metoda inducției pentru a verifica. Ei, fac exact la pe de capul sonu, nu tot pe exact, așa. Bun, dar avem așa, avem inducții la asta, ne dat inducții și cu diviți cu tare și cu inegalități. Deci... Păi, eu ți-am spus mai devreme inducția, dacă există mecanismul, să poate aplica... Pentru ce? Știu că... foarte multe, dar tu trebuie să știi mecanismul. Păi știu mecanismul. Da? Hai să vedem. Sunt Bun, demonstrați inegalitățile. 3 la n mai mare egal ca 2n la a doua plus 1. 3 la n. 3 la n mai mare egal ca 2n la a doua plus 1. 2n la a doua plus 1. Bun. Da. Hai. Ce inducție folosești? Păi, asta e prezentată. Păi de ea. Afirmație. Asta e adevărată. Tot timpul, indiferent ce mi-ai pus tu, îi pune tu oricare, dar fie el de mare. Cum? Cum? Da. Sfânt, dacă e etapa întâi. Pe de 1. Verificare. Hai să facem așa. Verificare. Pe de 1 este 3. Pentru, mare... zice, pentru nu e egal cu 1, rezultă că pe de 1 devine 3 mai mare egal ca 2.